Ce avantaje ar aduce medicamentele generice pacienților din România? Cel mai important avantaj este prețul, pentru că până la urmă obții aceeași calitate la un preț mai mic. Este un lucru natural care permite un acces mai larg la acel medicament, permite de asemenea, dacă ne uităm la partea publică a sistemului social de sănătate, permite ca o parte din banii care înainte erau cheltuiți pentru medicamentele originale să poată fi folosiți pentru alte medicamente originale. Deci până la urmă este un ciclu al vieții, un medicament original este pe piață, își trăiește perioada de glorie, să zic așa, este ulterior lăsat să fie produs de mai mulți producători, intră în partea de competiție a costurilor și a prețului, fiind disponibil la un preț mai mic. Atunci v-aș întreba cum se justifică prețul mai mic al medicamentelor generice? Pentru că în medicamentul original, costul principal nu este cel al producției moleculei. Molecula, până la urmă, dacă ai niște standarde pe care le respecti, nu costă foarte mult în a fi produsă. Costul originalului crescut se datorează părții, să zic așa, de investiție în cercetare, care ei trebuie să-și o recupereze. Este, de fapt, rolul patentului în evoluție, dacă pot spune acest lucru. Dar acest patent nu poate să țină pentru prea mult timp. Și mai mult decât atât, în ultima perioadă sunt discuții mult mai ample asupra prețului pe care poți să-l cer pentru un produs inovator. Dar aceasta este o altă discuție, pentru care este o dezbatere din ce în ce mai aprinsă la nivelul cel puțin Uniunii Europene, pentru că dacă până acum un medicament nou costa 100, 200, 300 de euro pe lună, a ajuns să coste și 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, lucrurile care costurile depășind de multe ori posibilitățile de finanțare nu ale noastre, ci ale multor sisteme sociale din țări mult mai bogate decât România.